Taran, tan, tan. A să pun așa o muzică. Vă salut! Auzi frumusața! Între aceste două scrisori sunt 5 luni de zile. Prima scrisoare este aceea când niște flăcăi îndrăzneți tare au cerut o amendă până la 500 de mii de lei, asta-s 25 de mii de euro, de la noi, că la noi s-au cântat muzică. Și a doilea scrisoare este scrisoarea de azi, care mi-a dat AGP. Este o zi fericită pentru mine, că apare o rază de lumină în capătul tunelului. Dar să vă scriu, eu nu o să o public, tot să blurez, dar cât ceva o să vă scriu, ce răspuns mi-au dat, ci cu tot cantora asta, Clad, care cere de la noi 25.000 de euro amendă. Clad, neavând calitatea de organizație de gestiune colectivă, nu este în drept de a realiza atribuțiile prevăzute de legea care ține de ei, inclusiv să elibereze licență, extinsia sau obligatorii, și să colecteze remunerația pentru valorificarea operelor și drepturilor conexe din nume propriu. Nu are dreptul să colecteze remunerația. Clad. Cei care au contract cu Clad, care au factură de la Clad și care scrie remunerația de autor, răspunsul oficial că ei nu au dreptul să facă lucrul ăsta. Tadam? A? Și facem asta. Ai. Ți-ai zis filmul ăla cu Epalit? Ai. Sau cel mai bine faci ăla? Hârț! Și după culioc. Hați! Vă salut! Noutatea e foarte bună pentru mine și pentru mii de companii. Dați trei și mă leacă în esență. Băiței ăștia, Valera Roșca de la Clad, de care de multe ori am vorbit, am un stres și o luptă cu dânsul, am judecăți de grabă cu dânsul, acum trebuie să mă duc, el m-a dat în judecată, chestii, trestii, mult, mult. Eu vreau să-i transmit un lucru. Valera, și ai cătat în f***ul ți-o intrat. Eu merg la judecată cu scrisoarea dată și demonstrez că cantora voastră, cum am spus eu, este ilegală. Ca să înțeleagă toată lumea, AGP împuternicesc organizații de colectare de asta colectivă, ei dau licență la câteva în Moldova sunt, dar la Clad ei nu au dat așa împuternicire. Asta, următoarea organizație care are licență, au hotărât e că nu e comod e să strângă așa banii, că oamenii nu vor să dăi bani, înțelegeți? Hai eu să fac o întreprindere privat, că acolo e tot normal la noi, acolo mai pot să mai fac niște șmecherii banditești, înțelegi? AGP-ul a spus clar, nu se permite. Asta ca și cum, iată, dacă copyright strâng bani pentru artiști, dacă ne închipim că fiscul strânge bani pentru buget. Și îți gândești că într-o zi că, băi, nu prea am eu pârghii. Haideți să deschid un SRL, știi, Utiugul sau Bieciul, așa ceva, știi? Să-mi rupi oameni, știi, sparii, ca pe anii 90. Mă, dacă nu plătiți impozitele, că eu ceva fac. Iată, exact aceeași structură aici. Legea spune clar, organizația obștească trepții, nu întreprindere privată să vie ea la mine să mă șantajeze. Așa că... Acum, vă dați seama, scrisoarea asta în mâini la niște avocați, de exemplu, la o companie de telefonie mobilă care are să-l dă 7 milioane de lei, ce face scrisoarea asta? Eu am atâtea materiale încât pe dânși gătit. Vreau să vă spun un lucru. Data trecută, când am făcut o postare de 20 de minute, când le-am pus tăt și le-am demonstrat că ei fură banii artiștilor, așteptam ca să mă sune, ca să-mi trimită scrisori, că iar nu-i drept. Știți ce au făcut? Au intrat în pământ. Oleg Gutium, care e capul la tot asta, tace absolut, nu, nici o vorbă nu scosul. De atât dacă prin cifrele le-am arătat. Uitați-vă câte milioane faceți voi și dați la artiști ce ești treci prin tidejde. Asta e încălcare gravă și lipsă de bun simț. Și dacă ne întoarcem la oferta mea de 10.000 de lei, ia să o visez noaptea. Eu cândva le-am spus, vă dau 10.000 de lei, lăsați-mă în pace. Nu, 30.000 anual, ne-au mai trântit încă după asta amens. Știți, este o vorbă la ruș, jadna este fraia răzgubila. Ia că asta e despre voi. V-ați hapsânit, ați vrut totul și deodată, ia că poftim băieți. Acum voi să aveți niște procese din partea noastră. Dar îndeau și eu vă dau un sfat. Valera, noi ne întâlnim pe data de 19 la judecată. Să lăși capul în jos și să mergi așa pe lângă plintus, absolut. Să nu mă leg de tine mai departe. Ca să ajungem pușcărie cu mine, îți spun eu. Toate chestiile astea, la noi avocații așa s-au aprins. Eu am niște lucruri
transferul lui Oleg Butiun Psihotare, în România am niște șmecherii de lor, am tot, eu nu vreau să scot aceia mai departe. Că vă, azi vă fac fefeliță, azi să vedeți. L-ați cătat pe naiba să-l găsesc cătață. Capul în jos și mergeți înainte, și ușor. Poate ați vă uite. Un lucru foarte rău îmi pare, poziția artiștilor. Probabil, nu știu, vreo 5 artiști am văzut cât de cât s-au revoltat sau ceva. Restul tac, lor le-i convenabil, știți? Până acum nu le dau nimic. Acum Oleg Butiun le dă o leacă și zic că îi mânțănim. Ei nu se uită la dânsul cât fură el. Dar zic, hai mânțănim, asta e nostru, asta e nostru. O zi bună!